România spuneți bună ziua, da? Bună ziua. Bună ziua, mean good day. What is not before? Mai târziu. Once again, friends, it is a great joy to be with you today. Dragii mei, încă o dată e o mare bucurie să fiu împreună cu voi astăzi. A special joy for me and my colleague Ian to be in the beautiful land of Romania. O bucurie deosebită pentru mine și colegul meu, fratele Ian, să fim în frumoasa țară România. Look at the weather, you have beautiful sun. Uitați-vă ce vreme frumoasă aveți, un soare frumos. This is wonderful. E minunat. And Ian, my dear colleague and I are very happy to be here. Și împreună cu fratele Ian suntem foarte fericiți să fim aici. He is the younger one. El este tânărul, e cel tânăr. You would not know by looking at us. Cred că nu v-ați fi dat seama care suntem dacă v-ați fi dat la amândoi. But that's okay. I am happy to think I am closer to heaven than him. Dar nu-i nimic, eu mă bucur când mă gândesc că sunt mai aproape de cer decât el. Thank you for your welcome. Vă mulțumesc pentru primirea voastră. We are happy to be here. Suntem bucuroși să fim aici. Beautiful little children you have in Romania. Ce copilași frumoși aveți în România. Oh, they are wonderful. Sunt minunați. And I'm sure that you love them, pray for them. Sunt sigur că iubiți, că vă rugați pentru ei. I would like to pick them all up and take them home. Mi-ar place să iau pe toți în brațe și să-i duc cu mine acasă. Be no good, my wife has been with the Lord for 10 years now. Soția mea este la Domnul acum de 10 ani. I still love her and miss her. Încă o iubesc și mi-e dor de ea. She loved Romania also. Și ea iubea România. So, thank you for your welcome. Deci vă mulțumesc pentru primirea voastră. A lot of my time in England, now I'm an old man. Acum că sunt bătrân, sunt un om bătrân, o mare parte a timpului meu în Anglia. I go on the streets to do street evangelism. O petrec pe străzi, făcând evangelizare pe străzi. I travel with the ministry, of course, of the word as well. Călătoresc, bineînțeles, și propovăduind cuvântul Domnului. But we have a small team that operates in the two major cities in the north of England. Dar avem o echipă mică care slujim, lucrăm în cele două orașe mari principale din nordul Angliei. And close to me is the big university city with students from China, Russia. Aproape de mine avem un oraș universitar mare cu studenți din China, din Rusia, din România. And on a Saturday morning we go out among them. They are out drinking coffee and having snacks. Așa că sâmbătă dimineața ieșim printre studenți care sunt în oraș la o cafea, la o gustare. We have a nice team. Avem o echipă frumoasă. I am the youngest man. Eu sunt cel mai tânăr din ei. All old people go. Sunt doar oameni în vârstă care merg. One Saturday morning. Într-o sâmbătă dimineața. I'm giving out the tracts like this. Împărțeam tractate așa. Good morning. Bună dimineața, să le spuneam. You have to smile. Și trebuie să zâmbești cumva. Good morning. Some smile back and say good morning. Unii zâmbeau înapoi și îmi spuneau bună dimineața. Some English say no thank you. Unii englezi spuneau nu mulțumesc. Well, that's okay. Și nu-i nimica. And as you give out the tracts on the street, you have to go in prayerful release upon the Holy Spirit. Atunci când împarți tractate pe străzi, trebuie să te duci cu rugăciune și bizuindu-te pe Duhul Sfânt. I'm sure you will understand. Și sunt sigur că înțelegeți ce spun cu asta. Hundreds coming from this road. Pentru că sunt sute de oameni care vin din direcția aia, din aia, de pe strada cealaltă. Good morning, can I give you this leaflet? It's about a man called Jesus. Bună dimineața, pot să-ți ofer tractatul acesta, este despre un om numit Isus. Știi tu cine este el? And some of them say yes and some of them are not happy. Unii spun da, alții nu sunt prea fericiți. One day I am giving out the tracts like this. Într-o zi împărțeam tractate așa. I see a big crowd of young people. Și am văzut o mulțime mare de tineri. Big bunch of young girls. Un grup mare de fete. I don't know where they came from. Nu știu de unde au apărut. But I was sorry to see them. Dar mi-a părut rău să le văd. Because of the way they were dressed. Datorită modului în care erau îmbrăcate. Modern young people. Tineri moderni. Some of them badly dressed. Unele erau îmbrăcate urât, necuvincios. Some of them barely dressed. Altele de-abia dacă erau îmbrăcate.
That's how the young people are. Așa sunt tinerii azi. But in among the girls, dar printre fetele acelea, a big, tall, black African boy. Am văzut un băiat african mare și înalt. And as I'm giving out the leaflets this morning, ce împărțeam tractate în stânga și în dreapta, I'm praying in here, Lord, help me to say the right thing. Doamne, ajută-mă să spun lucrul potrivit. To say something that may draw them to me, that I can share with them about the Lord Jesus. Să spun ceva care să-i atragă, ca să pot să le împărtășesc despre Domnul Iisus. The girls didn't want the gospel tract at all. They went into Costa Coffee. Fetele n-au vrut să ia niciun tractat și au intrat înăuntru la o cafenea. You, maybe you have Costa Coffee in Romania? No. Big money. Costa Coffee. O cafenea, un lanț de cafenele. All the students went in and they drink coffee. Toți studenții intră acolo să bea cafea. A big, tall, black African boy. Dar tânărul acela, înalt african, he take the leaflet. A luat tractatul. He smiles and he says, thank you. Mi-a zâmbit și mi-a zis mulțumesc. Oh, that's good. Zis, oh, e bine. When he smiled, he had rows, two rows of beautiful teeth, white teeth. Când a zâmbit, mi-a arătat așa două rânduri de dinți frumoși și albi. And a split second, I think, I wish I had a smile like him. Imediat m-am gândit ce mi-aș fi dorit să am și așa un zâmbet. And he said, thank you, and he had these lovely black boys. Mi-a spus, mulțumesc, cu dinții ăia frumoși, negru. These lovely teeth. Negru ce se poate și dinții ăia frumoși. And I say, you're a student in the city. Și l-am întrebat, e student aici în oraș? Yep. Da. What you study? Ce studiez? Quantum physics. Și a spus fizica cuantică. He's a clever boy. Deci mă dau seama că e un băiat deștept. So the next, I'm waiting on the Lord all the time. Și tot timpul mă bizuiam pe Domnul și așteptam să-mi spună Domnul aici înăuntru ce să-i zic. I put my hand on his shoulder like a friend. Mi-am pus mâna așa pe umărul lui ca un prieten. And look him in the face. Și l-am privit în față. And say, I'm very happy to meet you. Și a zis, sunt foarte bucuros să te cunosc. Has anyone ever told you that God loves you? S-a spus cineva vreodată că Dumnezeu te iubește? And I say this. Și când a spus asta, boy's head go down like this. Capul lui s-a plecat în jos așa. Have I offended him? Și m-am gândit, oare l-am ofensat cu ceva? Unusual reaction. Pentru că era o reacție neobișnuită. Big tall boy, his head. Băiat înalt și a plecat capul. And I said, you know that God sent his son Jesus Christ to die for me. Și a spus, știi că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, să moară pentru tine? Didn't say anything. N-a spus nimic. His head down like this. Capul era plecat mai departe. And then I see something. Și apoi am văzut ceva. Coming down the big black boy's face. Pe fața acelui tânăr negru înalt, o lacrimă se trecea. Thank you, God. You are speaking to me. Mulțumesc, Doamne, înseamnă că îi vorbești lui. The Lord is speaking to Domnul this. Vorbește acestui tânăr. So I tell him a little more of the gospel. I-am mai spus câte ceva din Evanghelie. This is the nature of street evangelism. You're entirely dependent upon the Lord. Și vedeți, aceasta este natura evangelizării pe stradă, pentru că trebuie să depinzi cu totul de Dumnezeu. I was just going to tell him some more when the girls come out of the coffee shop. Când eram pe punctul să-i mai spun că de ceva au ieșit fetele din cafenea. Come, come, your coffee is going cold. Hai, vino, vino, cafeaua ta se răcește. Oh, yeah, I wish they... Și mi-aș fi dorit să plece de acolo. I am coming, he said. Și băiatul mi-a spus, vin, vin. And he said, I'm sorry, Holy Father, he thinks I am a priest. Și mi-a spus, părinte, că a crezut că sunt preot. He said, I have to go. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. I said, God bless you, I will pray for you when you come. Dumnezeu să te binecuvinteze, eu o să mă rog pentru tine și după ce pleci. I believe God had really spoken and touched his heart. Cred că Dumnezeu i-a vorbit acelui tânăr și a atins inima. But before he left, dar înainte să plece, he said this to me. Mi-a spus așa. In Africa, I come from Nairobi, Kenya. Eu vin din Nairobi, din Kenya. My mother and father believe the same as you. Și mama și tata acolo în Africa cred exact ca tine. This is why when I say God loves you, the tears. De aceea atunci când a spus Dumnezeu te iubește, i-au curs lacrimile. His mother and father are saved. Pentru că mama și tata lui sunt mântuiți. And the boy, very clever, you see. Dar băiatul lor, un tânăr foarte inteligent. He wins a scholarship to come to England. A câștigat o bursă ca să ajungă în Anglia. Where there is killing and knife crime. Acolo unde sunt crime,
înjurieri și tot felul de infracțiuni. And so I said goodbye to the boy. Așa că mi-am spus la revedere băiatului. And I thought this is the sovereignty of God. Dar m-am gândit, iată suveranitatea lui Dumnezeu. Then in Africa there is a little black mother and father praying for their boy. În Africa sunt o mamă și un tată, niște părinți negri care se roagă pentru băiatul lor. Lord, keep him from the violence and the evil. Doamne, păzește-l de violența și răutatea din Anglia. There is little me on the streets of the city. Iată pe neînsemnatul de mine pe străzile orașului. Saying to him, do you know God? Spunându-i, știi că Dumnezeu te iubește? This is the almightiness of God. Aceasta este atotputernicia lui. I like to think that God was answering his mom and dad's prayer. Place să cred că Dumnezeu a răspuns atunci rugăciunilor părinților mei din Africa. So this is some of the things I do in England. Acestea sunt câteva din lucrurile pe care le fac eu în Anglia. So will you turn please in the scriptures? Rog să întoarce scripturile. And the brother to read Exodus 12. Și rog frate să citească din Exodul 12. And to verse 13. Exodus 12 verses 1 to 13. Versetele 1 la 13. Exodul 12 de la 1 la 13. Thank you. Domnul i-a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregi adunarea lui Israel și spuneți: în ziua a 10 acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă, pentru miel să le ia cu vecinul lor cel mai aproape, după numărul sufletelor, să faceți o poteală cât puteți mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea lua un miel sau un iel. Să-l păstrați până ziua 14-a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al casei unde le vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc și anume să o mănânce cu azim și cu verdețura mare. Să nu mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul, cât și picioarele și mărâtaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață și dacă va rămâne ceva din el până a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțăminte în picioare și toiagul în mână și să mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și vorbi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Amin. 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 Thank you, Adi. And we turn to Genesis chapter 12, thinking of the miracle of the Passover. Sorry, Exodus. Și aici în Exodul 12, aș vrea să ne gândim la minunea Paștelui. Yes, Exodus chapter 12. Exodul 12. Do not get old, you could get the picture. Să nu îmbătrâniți că amestecați lucrurile, le încurcați și le uitați. And we're going to think for a little while and of the great Passover of Calvary. Și aș vrea să ne gândim pentru câteva momente la marele Paște de pe Calvar. New Testament salvation, which we know through Christ, is incomprehensible apart from the Jew. Mântuirea nou testamentală pe care noi o cunoaștem, pe care am experimentat-o prin Hristos, este de neînțeles pentru oameni, cu excepția iudeilor. And all the roots of New Testament salvation go back to the Old Testament and God's dealings with his earthly people Israel. Pentru că toate rădăcinile Noului Testament și în ceea ce privește mântuirea merg până în Vechiul Testament, în modul în care Dumnezeu s-a purtat cu poporul său Israel. Word Exodus means the coming out. Cuvântul Exodul mai înseamnă și ieșire. And the coming out, or Exodus,
is a marvelous picture of the believer's salvation. Și ieșirea, exodul, reprezintă o imagine minunată a mântuirii credinciosului. Some preachers speak of New Testament gold taken from Old Testament mines. Unii predicatori spun că aurul Noului Testament a fost extras din minele Vechiului Testament. We're going to think just for a little while about the wonder of the Passover and also the feast of unleavened bread. Și aș vrea să ne gândim pentru câteva momente la minunea Paștelui și la sărbătoarea azimilor, pentru că ele erau sărbătorite împreună. In Exodus chapter 12, you can note in your Bible there are three commands. În Exodul capitolul 12 puteți observa în Biblie dumneavoastră că sunt trei porunci. Number one, put on the blood. Numărul 1, să puneți sângele. This will be familiar to believers like you. To put on the blood. Este un lucru familiar credincioșilor și dumneavoastră să pui sau să aplici sângele. It's in verse 7. Găsim porunca aceasta în versetul 7. And the second command in the chapter before us is to put out the leaven. A doua poruncă care o găsim tot aici în Exodul 12 era să scoată aluatul. Verse 15. Versetul 15. And the third command in the chapter is to keep this as a memorial forever. Și a treia poruncă în capitolul acesta, să țină sărbătoarea aceasta ca o amintire, ca o pomenire pentru totdeauna. The Jewish people have kept that ever since. Și poporul Israel a ținut sărbătoarea aceea aceasta încă de atunci și până azi. Passover, they speak of it as Pesach and they still keep. Sărbătoarea Paștelui pe care ei o numesc Pesach și pe care o păstrează, o țin și astăzi. We take a quick look at those three commands. Și haide să privim pe scurt la aceste trei porunci. First of all, in verse 7, Exodus 12, verse 7. În primul rând, în versetul 7 din Exodul 12. They shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper doorpost of the house wherein you eat. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. But first, will you please turn to Deuteronomy 10, dar înainte, verse 22. Aș vrea să întoarceți la Deuteronom 10 cu 22. Deuteronomy chapter 10. Deuteronom capitolul 10. Please, and verse 20, verse 22. Și versetul 22 spune: părinții tăi s-au coborât în Egipt număr de 70 de inși. Acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulțime ca stelele cerului. Okay. Here we learn that the Hebrew nation began with one family. Și învățăm de aici că poporul Israel a început cu o singură familie. 70 souls went down into Egypt. 70 de suflete de persoane care s-au coborât în Egipt. You remember the record of Joseph and how Egypt was delivered to him? Vă aduceți aminte de istoria lui Iosif, cum Dumnezeu i-a dat în mâini tot Egiptul? But the Bible says there arose a king who knew not Joseph. Dar apoi Biblia spune că s-a ridicat un împărat care nu l-a cunoscut pe Iosif. Dangerous time even in the church when people forget the leaders who've gone before. Și în biserică vin vremuri periculoase atunci când oamenii îi uită pe conducătorii care au fost înaintea lor. So the Hebrews, God's chosen people, went down into Egypt with 70 souls, but they came out 3.5 million souls. Deci, evreii s-au coborât în Egipt cu număr de 70, dar când au ieșit de acolo, spune că erau în jur de 3 milioane și jumătate. What is the secret of the greatness of the Jew? Care este secretul măreției evreilor? What is the secret of the survival and the being of the Jew? Care este secretul supraviețuirii și a existenței evreilor? Well, it goes back to Genesis 12, verses 1 to 3. Răspunsul îl găsim în Geneza 12, versetele 1 la 3. And we wish to follow Genesis 12, verse 3. Vreți să mă urmăriți, Geneza 12, versetele 1 la 3. Here we have the Abrahamic covenant. Avem aici legământul avramic. Verse 2, Genesis 12, verse 2. I will make of thee a great nation, and I will bless you and make your name great. And thou shalt be a blessing.
Versetul 2, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. So, an extended family went down into Egypt, but a nation came out of Egypt. Deci o familie extinsă s-a coborât în Egipt și apoi un popor mare a ieșit din Egipt. A miracle people. Un popor minune. They are still a miracle people. Încă sunt un popor minune. And how wonderful that they were delivered out of the bondage of Egypt by the blood of the Lamb. Și cât de minunat e faptul că au fost izbăviți din robia Egiptului prin sângele mielului. We don't have time here because I want to hand over soon to Brother Ian. N-avem foarte mult timp pentru că vreau să îi predau timp și fratele Ian. The older man of the two. Pe cel mai bătrân dintre noi doi. And I want him to speak. It's a joy to have him. Îmi doresc să vorbească și fratele Ian. We thank the Lord for Ian. E o bucurie să-l avem și mulțumim Domnului pentru el. Ian's expanding ministry in the UK and further apart. Pentru lucrarea pe care Domnul tot mărește pentru fratele Ian în Marea Britanie, dar și în alte părți. In Psalm 105, verse 38, we need to look it up. The Bible says that the Egyptians were glad when they went. Cu Psalmul 105, cu versetul 38, nu e nevoie să scrieți acolo, spune că egiptenii s-au bucurat de plecarea lor. And also in Exodus 11, verse 7, that the fear of the Hebrews had fallen upon the Egyptians. Și de asemenea, în Exodul 11 spune că teama evreilor a căzut peste egipteni. Sons of Abraham were different to other people. Fiii lui Avram erau diferiți de alți oameni. And the Egyptians neither understood them nor liked them. They were afraid of them. Și egiptenii nici nu-i înțelegeau și nici nu iubeau, ci se temeau de ei. So the first command the Lord gave to Israel, you must put the blood of the Passover lamb on the wall, the sides of your homes and on the lintels. Deci prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o israeliților aici a fost să ungă sânge atât ușorii ușii ambii cât și pragul de deasupra. The lamb must be chosen at the first year. Trebuia să aleagă blemish. Un miel care să aibă un an, să fie primul an, să fie fără niciun defect. The lamb must be slain. Mielul trebuia să fie înjunghiat. And the blood put in the basin. Și sângele să fie strâns într-un vas, într-un lighean. Now we haven't time here now, but blood is very, very special to God. N-avem timp acum, dar vreau să spun doar că sângele este foarte, foarte prețios pentru Dumnezeu. The life of the flesh is in the blood. Biblia spune că viața trupului este în sânge. And the Old Testament sacrificial system, we call the Mosaic Covenant, emphasized the value of our salvation. Și sistemul de jertfe din Vechiul Testament, pe care noi îl mai numim și legământul mozaic, sublinia, arăta valoarea sângelui și a jertfelor. A Hebrew's value was not in money, but in the stock he had, the animals. Averea unui evreu nu era măsurată în bani, ci în turmele pe care le avea el, în animale. As we wonder why God called for all these lambs in the Old Testament system to be like, why did God require this? Și poate vă întrebați de ce a cerut Dumnezeu ca atâția miei să fie înjunghiați în Vechiul Testament, atâtea jertfe. To teach the worth and value of the blood of the one who would come. Pentru că Dumnezeu a vrut să învețe valoarea și prețul mielului lui Dumnezeu care avea să vină. So why did God say to the Hebrews, put the blood on the lintels over the top and on the sides? Așa că de ce le-a spus Dumnezeu evreilor să pună sângele pe stâlpi, ușii și pe pragul de sus? Because the night of the Passover, the angel of God's judgment would pass through the land of Egypt. Pentru că noaptea Paștelui îngerul lui Dumnezeu avea să treacă prin țara Egipt. Firstborn of every family would die. Și întâiul născut din fiecare familie avea să moară. Firstborn of children and animals would die. Întâiul născut dintre copii, dar și dintre animale avea să moară. Night of awesome judgment upon Egypt. Era o noapte de judecată cruntă asupra Egiptului. When the angel of death saw the blood on the door. Dar când îngerul morții vedea sângele de pe ușă, he would pass over that home. El trecea peste
casa aceea. And those who were in the house to put the blood were safe. Iar cei care se aflau în casa aceea și aveau sângele pus acolo erau salvați. While millions in the land of Egypt died, they slept in peace, depending on the blood. În timp ce milioane de oameni au murit în țara Egiptului, ei au stat în pace, în liniște, depinzând de sânge. We notice in the scripture that was read, when I see the blood, I will pass over you. Și în versetul care ne-a fost citit, Dumnezeu a spus, când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. So the blood was not for the people to see. Deci sângele era pus acolo nu să fie văzut de oameni. Blood was for the Lord to see. Sângele era pus să fie văzut de Domnul. When I see the blood, Domnul spune, când voi vedea sângele, eu voi vedea sângele. My judgment will pass over și judecata mea va trece peste voi. And this is where the name comes, the Feast of the Passover. Și de aici vine și numele, sărbătoarea, noi Paștele, dar în engleză spune a trecerii peste, este traducerea cuvântului Paște. The angel of the Lord would not be looking in the windows to see what they were doing. Îngerul Domnului nu se uita pe geam să vadă ce fac cei din casă. Not looking into the home to see what the people were doing. Nu se uita așa în casă să vadă ce fac oamenii. The only thing he was looking for, has this house got the blood? Pe care îl căuta era să vadă dacă acea casă avea sângele. Why was it that the angel of God's judgment would pass over the home that had the blood on the signposts and the lintel? De ce credeți că îngerul trecea peste casa care avea sângele pus pe stâlpi și pe pragul de sus? You see, friends, because death had already crossed the threshold of that home. Vedeți dumneavoastră, pentru că moartea trecuse deja pragul acelei case. I will pass over you because death has already crossed and has taken your place. Voi trece peste voi pentru că moartea a avut deja loc, a fost în locul vostru. Death has already taken place and you will not die. Moartea a avut loc deja, așa că voi nu o să mai muriți. Here we have substitution. Și aici vedem substituirea, înlocuirea. Lamb chosen to stand in as a representative for the sinner. Un miel ales să stea acolo ca și reprezentant al păcătosului. In verse 22 there's an important instruction. În versetul 22 găsim o instrucțiune importantă. Exodus 12:22. Exodul 12:22. You shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out of the house until the morning. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Did you hear what the Lord said? Put it up, lift it up onto the lintel. Ați auzit ce spune Domnul? Să ia și să-l ridice, să-l pună pe stâlp și pe prag. None of the blood must be on the ground. Nici un pic de sânge nu trebuia să fie aplicat pe jos. To be stepped on. Ca să se calce pe el. No, no. You exalt, lift up the blood. Sângele trebuia să fie înălțat. Put it on the lintel. Lift up the blood. Sus pe stâlp și pe pragul de sus. And similarly, we also lift up the blood of Christ. În mod asemănător și noi înălțăm sângele lui Hristos. He is our righteousness. El este neprihănirea noastră. And His blood cleanses us from all sin. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. A great German Christian Zinzendorf wrote the following. Un creștin german renumit Zinzendorf a scris următoarele cuvinte. Jesus, thy blood and righteousness, my beauty are my glorious dress. Iisus, sângele și neprihănirea ta sunt frumusețea și îmbrăcămintea mea glorioasă. I hope you are depending on the blood of Christ. Sper că și tu te bazezi, depinzi de sângele lui Hristos. Exalt the gospel. Înalță Evanghelia. Exalt the blood of the Son of God. Înalță sângele Fiului lui Dumnezeu. How wonderful that we are a people
covered and forgiven by the blood of Christ. Cât de minunat e faptul că noi suntem niște oameni acoperiți și iertați prin sângele lui Hristos. I like to explain like this. Și îmi place să explic lucrurile în felul următor. Upon a life I did not live. De o viață pe care n-am trăit-o eu. Upon a death I did not die. De o moarte pe care n-am murit-o eu. Another's life, another's death. Viața altuia și moartea altuia. I stake my whole eternity. De acestea depind toată veșnicia mea. You will get to heaven because of the blood of Jesus Christ. Vei ajunge în cerul datorită sângelui lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. The doctrine of the blood is all the way through the scriptures. Și doctrina sângelui o regăsim pe toate paginile Scripturii. In the book of the Revelation they sing the praises of Jesus unto him who loved us and washed us and loosed us from our sins in his own blood. În cartea Apocalipsa se cântă laudă și spune acelea care ne-a iubit și ne-a spălat cu sângele lui. Some people in churches don't like teaching about the blood of Christ. Unor oameni din biserici nu le place să le vorbești despre sângele lui Hristos. But it is the blood of Christ that cleanses us. Dar sângele lui Hristos ne curățește. And they sing about the blood in heaven. Și să știți că și în ceruri se cântă despre sângele. Amen. Amin. Amen. The singing of the blood of Christ se cântă despre sângele lui Hristos. Loosed from our sins in his own blood. Ne-a iubit și ne-a spălat de păcate prin sângele lui. Heaven's choir exalts the blood. Corul cerului înalță sângele lui Hristos. I think it's okay for me to preach about the blood. Cred că e bine ca și eu să predic despre sânge. Here is the second command and I will. Iată a doua poruncă și o să mă grăbesc. It's verse 15, please. Versetul 15. Timp de 7 zile vei mânca azim. Din cea din tâi zi vei scoate aluatul din casele voastre. Deci oricine va mânca pâine dospită din ziua din tâi până în ziua a șaptea va fi nimicit din Israel. And verse 19 and 20. Și versetele 19 și 20. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre. Deci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. Să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. The feast of unleavened bread. Sărbătoarea azimilor sau a pâinii nedospite. No leaven, no yeast in the house. Nu trebuia să există niciun aluat în casă. Why is this? De ce oare? Leaven in the scriptures is taught by God a symbol of evil. Aluatul în scriptură ne este prezentat de Dumnezeu ca un simbol al răului. Jesus preached beware of the leaven of the Pharisees, Domnul which is hypocrisy. A predicat și a spus feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Leaven is a mold that spreads in the loaf. Aluatul, știți că se împrăștie foarte bine în toată plămădeala. And it gives out a gas which blows up the bread so we can eat it. Și transmite ca un fel de gaz care umflă aluatul și pâinea s-o putem mânca. God took the picture of the leaven as a picture of evil. Put it out of your home. Dumnezeu a luat aluatul ca o imagine a răului și spune scoateți-l din casele voastre. And do you know, brothers and sisters, that the Jewish people keep that feast to this day? Știți, frați și surori, că evreii țin sărbătoarea aceasta chiar și în zilele noastre? In Hebrew, Bedikat Chametz. În ebraică este sărbătoarea Bedikat Chametz. Means that put out anything that has got leaven in it. Și înseamnă scoaterea a tot ceea ce are aluat înăuntru. In a Jewish home they will say have there been workmen in the house, men working in the house. Și când se apropie sărbătoarea, evreii în casele lor se întreabă am avut ceva lucrători, muncitori în casă? Maybe the workmen brought a sandwich with bread. Poate că muncitorii au adus un sandwich cu pâine dospită. Search the house. Căutați toată casa. No leaven in the house at all. Nu trebuie să existe nici un pic de aluat în casă. Put on the blood. Pune sângele. Put out the leaven. Scoate aluatul. Leaven a symbol of evil. Aluatul este simbolul răului. And the unseen contamination of evil. Și simbolul contaminării nevăzute a răului. Lord Jesus said a little leaven will leaven the whole. Domnul Iisus a spus puțin aluat va dospi toată plămădeala. A little sin caressed and kept
in the heart of the believer will affect the believer. Puțin păcat păstrat și îngrijit în inima credinciosului va afecta toată viața credinciosului. 9 times God says to the Hebrews, put out the leaven. De 9 ori Dumnezeu le-a spus evreilor, scoateți aluatul. And the Apostle Paul in the New Testament is no less emphatic. Și Apostolul Pavel în Noul Testament este la fel de puternic în accentuarea acestui lucru. From the shadow we apply to the to our lives as believers today. Și acum luăm lucrurile acestea din umbra Vechiului Testament și le aplicăm la viața noastră de credincioși astăzi. And the closing reference, 1 Corinthians chapter 5. Și o referință în încheiere, 1 Corinteni capitolul 5. You may like to wish to look up 1 Corinthians. Dacă doriți să deschideți acolo 1 Corinteni capitolul 5. And verses 4 to 8. Versetele 4 la 8. 1 Corinteni 5 de la 4 la 8. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru ca nimicirea, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Paștele noastre a fost jertfit. Să nu prăznuim dar praznicul, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Thank you. You see, verse 7, the Lord's words is, purge out therefore the old leaven. Versetul 7 spune Domnul, măturați aluatul cel vechi. That you may be a new lump. Ca să fiți o plămădeală nouă. Don't let anything of the old life remain in your new life. Nu lăsa nimic din viața veche să rămână în viața nouă. Spurgeon said, my sins slew my Savior. Now I must slay my sins. Spurgeon a spus, păcatele mele l-au înjunghiat, l-au ucis pe Mântuitorul meu. Acum eu trebuie să omor, să ucid păcatele mele. Paul is teaching here about leaven in the assembly. Și Pavel ne învață aici despre aluat în adunare. As we come to worship the Lord and remember Him on His day. Când venim să ne închinăm Domnului și să ne aducem aminte de El în ziua Domnului. Must be careful not to bring leaven. Trebuie să fim atenți să nu aducem aluat. To bring an obedient and worshipful heart. Și să aducem o inimă ascultătoare și plină de închinare. And to keep the feast with the unleavened bread of sincerity and truth. Și să păstrăm sărbătoarea aceasta cu curăție, cu azimile curăției și adevărului. Here we see two great works of grace in the New Testament. Vedem aici două mari lucrări ale harului în Noul Testament. Salvation and sanctification. Mântuirea și sfințirea. Salvation put on the blood. Mântuirea pune sângele. Sanctification put sfințirea out the blood. Sfințirea scoate aluatul. To put on the blood is an act of God. Punerea sângelui este un act, o faptă a lui Dumnezeu. Put out the leaven is an activity of God, sanctification. Scoaterea aluatului este o activitate a lui Dumnezeu, este sfințirea. And one great work of grace, justification, brings us into the next great work of grace, which is a lifetime. O lucrare, o altă lucrare măreață a harului este îndreptățirea, care ne aduce și ne ajută la sfințire. The Lord calls us as we are redeemed by His blood to live entirely for Him. Fiind răscumpărați prin sângele Lui, Domnul ne cheamă să trăim întru totul pentru El. Brothers and sisters, in this beautiful land, în această țară frumoasă, let us live 100% for Jesus. Haideți să trăim 100% pentru Domnul Iisus. Amen. 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 I said this morning, don't fire on three cylinders. A spus de dimineață, nu funcționați doar în trei cilindri. But to live full power for the Lord. Să trăiți la putere maximă pentru Domnul. Put out the old life, the devil's scoateți, măturați viața veche și diavolul. Put on the blood. Și aplicați sângele. Put out the leaven. Scoateți aluatul.
Nothing of the old life remains. Nu mai lăsați nimic din viața veche să rămână în viața nouă. You will be a new lump. Și atunci veți fi o plămădeală nouă. The presence and the blessing of Christ will fill the lump. Prezența și binecuvântările lui Hristos vor umple plămădeala aluată. Thank you all for listening. Vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat. You've been a very good Sunday school class. A fost o școală duminicală foarte ascultătoare. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Well, I look forward, our dear brother Ian will bring us. Aștept cu nerăbdare să aud ce ne aduce și frate.